Salut, Aru. Bună ziua! Ce mai faceți? Facem bine, ce faceți dumneavoastră? Nu așa bine ca dumneavoastră după un 1-1 cu FCSB. Da. Noi suntem bucuroși după 1-1 cu FCSB, vă înșelați. Nu, eram puțin ironic, da? Dar v-ați prins dumneavoastră. Trebuie să fiți bucuros după eliminare și așa cum a jucat echipa în repriza a doua. Bineînțeles că asta era una dintre întrebări. Priviți cu partea plină a paharului din acest 1-1 cu FCSB? Întotdeauna trebuie să luăm și partea plină a paharului, pentru că altfel intrăm în burnout. Este atitudinea din repriza a doua și organizarea jocului din repriza a doua, ne dă speranțe pentru ceva mult mai mult. Dar, și într-adevăr, chiar avem un gustamar. Adică, dacă după eliminare imediat la 1-0, cred că am fi fost mulțumit și cu un egal, la sfârșitul meciului nu am fost. Pentru că a fost o altă evoluție. Pentru că a fost o altă evoluție și pentru că, într-adevăr, am avut și alte ocazii. Am avut imediat după eliminare ocazia lui Pradala, unde noi susținem clar că a fost penalti, în minutul 40 și ceva. Am avut ocazia lui Cicâldău, încă ocazia lui Paradela, mai multe oportunități și atunci am avut un gust amar, să spunem, la sfârșitul meciului. Am stat de vorbă, nu mai țin minte, să fi trecut 2 săptămâni sau mai puțin de 2 săptămâni când am stat ultima oară de vorbă și în cazul lui Costel Gâlcă nu erați foarte tranșant. După aceea a venit și meciul de cupă și ați avut niște declarații destul de străvezii, ca să zic așa. Costel Gâlcă este în continuare antrenor și la declarații spune nu mi s-a spus în niciun moment că ar fi vreo problemă. O să aflați când va fi vreo problemă. Mie nu mi-a zis nimeni nimic să ne înțelegem să plec. Ce ați gândit în momentul în care ați făcut declarațiile destul de clare că ar trebui să plece Costel Gâlcă, dar să plece el? Am făcut o declarație, una singură, foarte clară și anume că cineva, în speță Costel Gâlcă, trebuie să-și asume pentru că și-a luat angajamentul. În momentul când am fost întrebat dacă asta înseamnă demisia, am spus că nu, asta înseamnă o explicație asupra a ceea ce înseamnă să-și asume. Mai departe, în momentul în care m-am întâlnit după 2 zile cu Costel Gâlcă, pentru că în cursul zilei de vineri, cu tot ceea ce scria presa, că sunt negocieri, că sunt clauze, că nebunie, că nu se știe, nu am discutat nici la telefon, nici prin interpuși, față în față cu atât mai puțin. A doua zi ne-am întâlnit și nu am pus nicio secundă în discuție o eventuală demisie sau demitere sau reziliere. Și exact așa am început întâlnirea, zic, Costel, în momentul când am o problemă cu un antrenor și consider că este mai bine pentru Universitatea Craiova să rezilie, îl chem și spun, avem o problemă, haideți să vedem cum o rezolvăm. Ție nu se pune problema, spun doar un singur lucru. Haide să o scoatem, să fim mai buni, să fim mai performanți, asta este ceea ce îmi doresc, ce așteptări ai de la mine, ca să putem, de la mine ca și club. Da. Ca să fii reprezentant al grupului, ca să putem să fim mai buni. Care crezi că sunt, bineînțeles, întotdeauna facem o radiografie a ceea ce s-a întâmplat, nu neapărat în joc, ce s-a întâmplat în viața clubului, zic, care este părerea ta, de ce nu am putut mai mult? El a spus un singur lucru, sunt convins că vom arăta din ce în ce mai bine. Și atunci zic, ok, hai să mergem mai... Nu s-a pus problema, repet, nu am deschis discuția cu el. Așa că negocieri de clauze, n-avem ce să discutăm pentru că nu am luat în considerare încetarea contractului. Dacă îmi permite să vă întreb altfel, dacă nu exista acea clauză, credeți că mai era antrenorul Universității Craiova în momentul ăsta? Sigur că da, era antrenorul Universității Craiova, pentru că indiferent de situație, haide să luăm altfel, dai un antrenor afară, oricum trebuie să-i plătești până la sfârșitul contractului, dar nu s-a pus problema pentru că suntem un club care ne permitem să plătim și clauze, să plătim și despăgubiri. Nu am deschis discuția să negociem o eventuală despărțire. Adică pot să zic, uite, nu îți dau X, îți dau Y. Sau... Nu, discuția a fost clar cum facem să fim mai buni, cum facem să vedem dacă am greșit undeva, pentru că avem un trend negativ, un trend periculos, cu 8 meciuri, 7 puncte, plus meciul de cupă pierdut. Și atunci zic, noi trebuie să vedem dacă am greșit undeva și care sunt explicațiile. Pentru că eu cred că prima dată trebuie să ne autoevaluăm, să vedem unde stăm. După care să propunem soluții și după care follow-up, să vedem dacă ceea ce am propus s-a implementat și care sunt efectele.
Amicul dumneavoastră, Gigi Becali, făcea declarații... Haideți să mergem mai departe. Păi nu, dar e vorba despre Craiova, despre clauză. Vă dădea, vă sfătuia, e prietenul meu, nu se poate să pui asemenea clauze. Cum să-i dai atâția bani unui antrenor? Să fie sănătos, v-am spus că nu s-a pus problema unei discuții asupra condițiilor de reziliere. Și atunci degeaba discutăm. Eu zic să mai ascultați de cei mai înțelepți. Uitați, mai iau și titlul din când în când. E în regulă. Da, bun. Stați puțin, mai am eu o întrebare până are de ceva Rădulescu o întrebare. Știu că o să spuneți nu, știu că o să... Că tocmai l-ați mai reconfirmat pe Costel Gâlcă. După, dacă nu va mai fi Costel Gâlcă, e Mirel Rădoi o variantă? Mă duc la Radu Naum dacă începem cu Dac. Asta sună șantaj, amenințare, domnule Rotar. Da. Ok, de ce bani vreau să vă întreb? Mergeți ceva unde doriți. Domnul Rotaru, cred că prin luna mai i-ați făcut o caracterizare arbitrului Hațegan. I-ați spus că i-ați dat de fapt o poreclă, de altfel reușită într-o oarecare măsură, Hoțegan. Același Hațegan a fost în camera VAR zilele trecute împotriva FCSB-ului, cu noastră împotriva FCSB-ului. Vă mențineți declarațiile de atunci legat de el? Adică nu, e un dușman al Craiovei? A fost un dușman al... Noi dacă nu stăm în cancan, nu stăm toată ziua în a face circ în presă. Aceea a fost opoziția noastră, vis-a-vis de anumite evenimente... Păi nu toată ziua, în luna mai ați făcut ce a fost circul cu Hoțegan atunci. Păi da, și asta vreți să o fac și noiembrie. Da! Ce? Da, exact. Adică voiam să vă întreb dacă vă mențineți declarațiile de atunci. Noi considerăm că am fost dezavantajați clar în acest meci, în primul de către arbitrul de centru, absolut toate deciziile împotriva noastră și greșite, schimbate de VAR, o singură decizie care credem că a fost mai penalti decât la Bailam, în minutul 42, 43, nu știu exact, imediat după eliminarea lui Vlădoiu, un penalti mult mai clar decât la Bairam. Da, sunt de acord și eu că acolo cu noastră, da, putea fi dat 11 metri. Nu că putea, am și consultat un arbitru internațional și a zis penalti și galben pentru că întrerupe o situație clară de gol. Deci era și galben, că altfel, în mod normal, a încercat să joace ninja, nu a reușit, nu se dă galben, dar fiind situație clară de gol, se dă și galben. Și de asta considerăm că am fost dezavantajați. Dar nu începem să ne uităm în spate, să ne jignim, să în permanență... Nu, sunt de acord, dar atunci a fost foarte vehement. V-a deranjat că are ceva cu Craiova. Pare că nu are. Păi n-am avut penalti clar care trebuia dat del VAR. Ce să atunci? Păi nu știu acolo dacă era treaba așa, lui. Stați puțin, ba, așa sunt... Ba, el putea să intervină acolo? Sunt nemulțumit și de partea cealaltă, domnul Rotar. Ba da, păi dar cei artiști sunt, să spunem, șmecherași. De exemplu, unii spun că nu-s bine trase liniile la Luis Felipe. Păi nu e matematică aici. Știți unde se întâlnesc două linii paralele? Poftiți? Unde se întâlnesc două linii paralele? Știți? Sau dacă se întâlnesc două linii paralele? În univers. Nu știu. La infinit. Se întâlnesc două linii paralele. Da. De aceea, întotdeauna, dacă te uiți la calea ferată în lungul ei, o să ai, la o poză, o să ai tot timpul senzația că ele se unesc. Dar tu știi că sunt paralele. Am mai auzit argumentul ăsta, da. Da, nu, eu doar vă zic că sunt unii care consideră că nu sunt trase bine liniile și că n-a fost acolo offside. Păi sunt toți cei care sunt în studioul celelalte televiziuni, care sunt colegi de platou cu un conducător de la FCSB și care acolo toată lumea are aceeași poziție. Uitați-vă la pozițiile unde nu sunt conducători de la alte echipe în studio, unde găsești... Și sunt jurnaliști onești? Asta vrei, aici la Digisport Special? Da, merge, dacă continuați. Dacă nu spune nimeni, astăzi, spune noi. Astăzi, că mâine când o să avem ceva cu universitatea sau nu ne convine ceva, nu ne convine. Criticăm într-un fel? Nu ne convine, noi vrem doar adevărul. Domnul Rotaru, iertați-mă, apropo că am văzut că și dumneavoastră a zis că ăla a fost mai penalti ca acel la Bayram. Mie nu mi s-a părut penalti la Bayram, de exemplu. Nu, a fost penalti, am întrebat acela, a zis la Bayram, a zis penalti. Da? Ați întrebat pe cineva, v-a spus cineva, ok, nu, e arbitru internațional. Mai găsesc eu un arbitru internațional și îmi spune că nu a fost. Vă rog frumos, ce spun arbitrii din studio, dar cei care s-au lăsat acum sau cei care activează, ce au spus? Că n-am urmărit emisiunea. Nu, n-am întrebat pe nimeni aici. Nu. Eu am mai întrebat și ieri la emisiune și asta e 11 metri. Toată lumea zice că eu zic că la Bayram nu mi se pare 11 metri. Bun.
Eu zic că mi se pare, domnul Varimoară. Nu, aia, da, cred nu, că e în regulă. E posibil să greșesc. E posibil ca un arbitru să-mi dea o grămadă de argumente că e penalti și ăsta. Da? Cum vi s-a părut și dumneavoastră că e mai ușor decât celălalt, așa mi se pare mie că e foarte ușor. Sunt elementele mult mai clare la cel din minutul 43-44. Sunt mult mai evidente, să spunem. Bun, urmează meciul cu Hermannstadt. Credeți că un rezultat negativ poate pune în discuție o discuție cu Costel Gâlcă? Nu, pe mine întotdeauna nu am dat afară antrenorii, exceptând unul singur, pe Jerry Gane, în 2014, din cauza rezultatelor. În rest, am încercat tot timpul ca nu rezultatul să fie factorul decisiv, ci calitatea muncii, pe care o evaluez, seriozitatea, filozofia despre fotbal. Nu contează. Întotdeauna când luăm un antrenor, pe noi nu ne interesează dacă are o filozofie bună sau proastă. Ne interesează să o aibă. De exemplu, Dan Petrescu. Dan Petrescu are filozofia lui, a câștigat atâtea campionate cu ea. Este o filozofie care într-o zonă poate să țină, în altă zonă poate să nu țină. Dar este o filozofie și este câștigătoare pentru ceea ce înseamnă CFR Cluj. S-ar putea ca în Ghencea sau în Giulești sau în Bănie să nu meargă. Dar este important pentru noi să aibă o filozofie. O ultimă întrebare, domnule Rotaru. Credeți că la următorul meci Universitatea Craiova FCSB, foarte probabil în play-off, va fi plină stadionul? Suporterii noștri sunt suporteri de atitudine, nu de rezultat. Dacă noi am avut atitudinea asta în ultimile două meciuri, ar fi fost sold out ca de obicei cu 3-4 zile înainte. Dar ăsta este faptul că a fost stadionul aproape gol, mă rog, gol, jumătate. Este un argument că în Bănie nu există FCSB, pentru că foarte mulți spuneau, domnule, vine FCSB-ul și umple stadionul. Păi de ce nu l-am plăcut acum? Da. Doamne, a găsit o explicație și e corectă. Nu, am găsit. Este o explicație logică. De ce da, așa e. Știți cum dacă e și suporterii FCSB-ului? Vin și ei că, să vadă când joacă cu o echipă care are atitudine. Nu. Dacă te duci la... Am văzut la Radu, am zis să încercăm o relație, da. Poftiți? Poftiți? Nu știu, n-am înțeles ce ați mai spus acum. Am zis, chiar mă duc la Radu Naum și nu mai vorbesc cu dumneavoastră dacă faceți din asta. Da. Bun. Sunteți liberi să faceți cum doriți, domnul Rătar. Știu și eu. Bine, numai bine. Mulțumesc pentru dialog. La revedere, o zi bună. Numai bine. Publicitate.